Tratative de pace urmate de armistițiu sau armistițiu urmat de uh, tratative de pace? Iată o dilemă pe care, uh, în mod oficial, Ungaria o uh, utilizează în uh, favoarea celui de-al doilea uh, scenariu. Uh, ajungând, Ungaria la concluzia că nu este bine să stea sub o nouă cortină de fier și că. Cu cât se amână mai mult armistițiul, cu atât se amână mai mult și tratativele de pace și mor uh, oameni. De aceea, uh, Ungaria uh, solicită uh, părților implicate să facă urgent un armistițiu, să înceteze uh, focul între. Uh, Federația Rusă și Ucraina, și să înceapă apoi tratativele de pace, care pot fi sau nu asistate de marile puteri, la cererea celor doi combatanți.